Începând de luni 15 iulie și până pe 21 iulie, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung găzduiește o expoziție de carte a scriitorilor mușceleni. Începând de la primul document scris în limba română și păstrat până astăzi, scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung și până la cărțile scriitorilor din zilele noastre, toate vor putea fi admirate și studiate de cei interesați de fenomenul cultural al acestui ținut. În săptămâna zilelor municipiului Câmpulung, Biblioteca Municipală Ion Barbu vă invită să vizionați și să împrumutați din expoziția de publicații ale scriitorilor Câmpulungeni și Mușceleni, expoziție care cuprinde lucrări variate de la scriitorii clasici Ion Barbu sau George Topoceanu, până la scriitorii contemporani precum Radu Enășescu, Paul Puiu, Maria Chiertoacă, Ștefan Emanuel, Cristian Emanuel Ștefănescu, și precum și alții, vă invităm la bibliotecă să împrumutați din aceste volume. Și numai vizionând această expoziție, ne putem da seama de numărul mare de scriitori, o parte dintre ei de prim rang, pe care Câmpul lungul i-a dat de-a lungul vremii. Cineva spunea că la numărul de locuitori, orașul lui Negru Vodă ocupă un loc fruntaș în numărul mare de personalități pe care l-a dat și avea dreptate.